Like a Hellcat. Hai să-l băi, fraților, și noi mă regăsiți la un nou episod de League of Clans. Astăzi ar fi și noi cu un episod care avea puțin și dramă legend. Dar mai întâi să luăm și noi skin-ul pe Regina. O să luăm și cartea aceasta. Și skin-ul pe Regina. Hai să-l setăm. Și cam ceva de sunoră, da? E destul de urțel, nu că e foarte frumos, doar la aia mea, dar am cumpărat mai multe de părțile de eroi de gen trebuie, nu? Ok, este să-mi păstri locul la mine. Ok, hai că revenim și cu atacul în timp ce caut Jonathan și cu toată lumea filmare, ok? Și uitați-vă de acolo, să dăm de like, subscribe, follow pe Insta, dacă apreciați ceea ce fac și vreți să continui, hai că revenim. Haideți că revenim și cu atacul mai băieți, da, nu am stat să-l caut. Am început pe schimbă să bat, să înțeleg și o misiune, doar ce e început și cu Anghiesul și durează foarte mult să caut un atac pe unii, deci e ușor n-am. Merge, nu mai dacă nu mai știu doar. Stai câte 10 minute să caut un atac. E cam urât schimbă, sunt chiar nu prea mă pasionează. Nu, no, pare că sunt probleme cu Gina. E, nu mă grabesc că este HL și pare că trebuie să-i dau 3 fără nicio problemă. Ar trebui? N-am zis că să-i și dau 3. Stai să fiu atent aici pe Ginuța. Să nu facă probleme. Oricum îmi place mai mult skin-ul pe, nu știu, pe King, acela de P.E.K.K.A. Îi dau 3 și am dat în limbun. Dar, da. Ok, pentru moment e ok, abilitatea la Regina care am dat-o. Ceea ce e foarte Sania. Da, și e clar că îi dau 3, n-are cum să le dau eu. Sper, acum nu știu, că n-am omorât Eagle-ul acela. Te bădai de cap în doi grăla. Nu mi-a dat niciodată așa ceva. Oricum e 3, n-are cum te hai să te hai să sunt de 3. Dar da. Și așa este. Și ce l-am intrat și în legend. Nu e rău, băi, da. Da. 99% și oficial am intrat în legend. Deci pam. Și nu o să mai ies pe acolo în doar acum. Am zis că o să pușem în sezonul de Dragon Clan și da. Și Legend. Și mi-e 25. Da. Oricum nu e recordul meu, recordul meu e de 500. Haideți să mai venim cu ceva atacul ca să nu se ia și ascult episodul. Haideți să mai revenim și cu atacul, cu Legendul. Nu am mai jucat la server pentru că a mai durat filmul de server, pentru că a mai durat o oră să dau să găsesc în liga efectiv și n-am mai stat. Și am dat dimineața atacurile, mă și le dau în fine. Hai să dăm și un atac, dacă tot avem într-un tele. Și să vedem ce iese. Am o superbă bază, ce pot să mai zic. Aș putea da 3, dar noi nu știu pe ce parte să atac. Nu mă ce mă nervează că nu are fionul ăsta cu mutii. Se uite și la noi aparent, să vedem. Ok,
de bine că a intrat. E super bine momentan. Momentan. Mai probabil se va sparge imediat chestia asta. Am spart aici, ok, heal. Și nu cred că se începe de H, să vezi totul jale atunci. Pe Gino încă am ăla, nu știu la fel de auto 3, e superb. Asta s-au dus. Chiar aici pe Gino. Ok, a spart. Fac așa. E ok, 60-70. I-am dat planul la damage. Trebuie să mai țin un risc pentru partea asta, dar asta e. Îl dă jos? 72, oricum e mai bine decât... Nu cred că mai de jos, ok, terminăm aici atacul. 23 de trofei, bine. Haideți că revin și cu atacurile, o să vă rog și atacurile de la ori imediat. Haideți că asta imediat atacurile de la ori, să mai facem niște bucăți de gara, că n-am ce face cu elixirul și sunt mult mai ieftine acum. La 4 milioane, la 2 milioane, 400, ce mai mai cred pe sunt. Sunt pe gine, nu e chiar cine știe ce mega wow. Nu pot spune, oricum am jutrat al 3 mă, dar am avut zi să-i zic, așa că filmează, mă scuzați. Filmează. Am avut skin-uri, am avut două, în loc de un poison am avut două și mai întrebam cu tremor că m-a atacat și n-am schimbat, că n-am folosit poison. În fine, e practic importantă. Să punem aici poison. Și haideți să ne uităm că s-a dat atac, s-au dat atacul de 300 de Dani. Să ne uităm multe la primul, adică la Dani. Și se vede. Boost pe 2 și se vede că mai ieșit oricum. Baza asta pare că are și el. Dacă nu mă înșel, să vedem ce ieși. Și cred că e de 3. Da. Știi de 3, a dat 3, ce pana mea. Sunt și eu cretin. Dar cu noua chestie cu Mineri și Hoji e bună, dar trebuie să știi să taci, să stai și max, să stai și nu e rău. Eu am încercat și nu pot să dau, am dat maxim 2, dar am pe TH13 cu super astea. Da, acum am observat că și el părătă cu CC-ul pe partea asta și pe urmă dacă părătă o să se ducă direct pe TH. Da, nu? Spui că e rău cu atacul foarte bine, dar... Dar ce să mai zici? Doamne, eu voi trece mai văd care atacă în lugar oricum. Și Adi. Adică dau cel mai des 3 stele, rar să mai pe de hashtag cum las. Să și primi numai la mea, vă rog că da. A fost cam la limită cu vota cu ăsta. Dar i-a dat 3. Are și eroi maxați, deja a dus 74 când era 75. Dar m-ați builderat una. Da, super blană, eu nu mai are rost să atac asta cu plan. Nici aleg m-am atacat. Oricum e win și asta, și o să înceapă și clan games-ul, adică a început, o să declam orice. Și da, eu am făcut 4-ul, azi seara, dacă nu mă știu, da, seara, a doua zi, seara deja, cred că se a doua zi, era început a doua zi și am terminat. Rewardurile mai avem puțin, facem 5.000. Oricum suntem destui. Da, și nu știu, hai că o să încheiem și noi aici acest episod. Sper că v-a plăcut, dacă nu v-a plăcut, nu uitați și voi acolo să apăsați butonul de like, subscribe,
poți să-l acumulezi, să primezi notificări și follow pe Instagram.